îți bine? Dar nu arătă spre bine. Mă așteaptă o seară de teroare. Hello, welcome to a unique horror experience that will give you goosebumps. Suntem în anul 1997, septembrie. Trebuie să rezistăm 20 de minute. 20 de minute în care voi vorbi foarte încet. Ce-a avut aici? O făină? Ce-a ținut aici? A pornit singur. Oh, mi-a spart becul. Doamne, sunteți. Aia de acolo o să sară pe mine. Sunteți bine? Vine cineva după mine. Nu mă uit în spate. Cum așa ceva? Știți cât de ceasul? PlayStation 5. O oră perfectă să te joci jocuri horror. Mai dormi. Mergă cineva după mine. În partea asta. Unde sunteți? Sunteți bine, doamnă? I-a fugit părul ăsta, tat. Ce unghii aveți? Hai că n-a fost așa rău. Ce sunet? What the fuck? N-am... Nu cred că am mai trăit experiență de ca asta. Cum am ajuns la subsol? Ți-ar șobolani, vezi? Avem o lumânare. Asta... E aprinsă pentru noi. Scuze. Îmi face curceu. Cred că ăsta e ultimul meu joc horror. Sub gruma asta, băi. E o topăire, da, în loc în ce tânără era. Mă așteaptă. Hai, vină cu aici. Eu box, că am mai luat.
Vine ceva. Bă, nu se poate mai rău de atât? Ce am ajuns în altă parte? Nu înțeleg, frate, mă teleportează dintr-o parte în alta. Eu nu să mai dorm cu nevastă, mi-am împat după jocul ăsta. Ai, doamne, te lovești cu capul de pereți. Dar n-arăta prea bine. O să plec. No vengas! Mama, treaba asta cu ușile care se deschid așa dintr-o dată. Păi n-aș mai locui în casă niciodată, cred că o să dorm pe stradă. Mama, mama, ce-mi face, băi, m-a terorizat psihic, prieten. Jocul ăsta e pe psihic, nu e altceva. Deschide-mi ușa, frate, că mi-e rău aici. Sau de că se deschide. Eu nu mai ies de aici acum. E după ușă, fii atent. Sau de lângă mine, dar nu-mi dau seama de unde. Uite, omul. Mamă, i-a plecat părul său, pătă, mamă. Ia-o-t-o pe Corina Chiriac, ce-a slăbit, tată. Mă, dar ce-o sta așa? E Nikita, băi. Hai, doamnă, ziceți. Dacă dau un pumn la o doamnă. Ia-o-t-o, mă, ce i-am făcut, m-am zis eu. Tată, râdnache, tată. I-am făcut de 4 săptămâni. Ce bine vă stă, doamnă. Să vă ajut în vreun fel? Vă dau un brânj pe scări? Ce trebuie să fac aici? Ideea e că e ciudat că nu-mi dă acces. Este tot, nu-mi dă acces pe undeva, după care nu mai îmi dă acces. Are un script ceva.
Mă duc înapoi la ea. Spuneți, doamnă, cu ce vă pot ajuta? Am închis ușa, fii atent. Deci e clar că... Care asta la mine acum? Mai dezvin după dumneavoastră. Vreau să mă uit s-o fost, recunosc. I-a făcut lanț. Doamne, hai ziceți ceva. Sunt cu dumneavoastră aici. Stăm, dacă vreți, stăm și 20 de minute, nu-i problemă. Mă, fii atent, nu mai trece timpul dacă stau pe loc. Deci eu trebuie să mă mut, să merg, să merg non-stop. Să arăți la mine și... Sunt bucătărie, da, mă, da. Startă, ești nebun, mă plimb dintr-o parte în alta, mă, apare aia, dispare aia. Își dă sarmaua, ți-a sarmaua. Ce naiba, nu mai înțelegi nimic. Și mă mai pune să mă plimb de zici că sunt... Amal lui, să mă plimbe toate camerele, dar ce am venit, mă, menajeră la ea acasă? Păi mai ia spumele deja. N-am, mă, pot să plec. Îmi dă voie să plec, băi. Doamne, vă duc cu cariciorul. Cariciorul, doamnă. Hai că plecăm, gata. Plecăm pe naiba, fii atent. De la mișto asta. Îmi dă voie să plec, mă, fii atent. Este, m-am scăpat. Păi că înseamnă că s-a terminat jocul, nu? Aproape s-a terminat, de fapt. Da. Ba nu, mă, n-a, că mă plimb în jurul căsii. Acum m-am luat și pe post de gardian pe aici. Și am ajuns înapoi în față. Hai că intru înapoi în casă, mai apăsar mama pe aici. Ziceți, doamnă. Vă e rău, sunteți bine, ne simțim bine împreună. Mi-ați mâncat zilele, deci de bun, am slăbit 5 kg, aolo. Aolo, mai rău meu. Ia vezi, mă, ce-a făcut. A decorat pentru mine, mă. Aici îmi pune mâna, aici îmi pune piciorul. Capul. Nu-l mai pune că nu o să mai fie. Au. Hai nu mai da, doamnă. Hai nu mai da, vă rog eu, vă rog eu. Vă fac mas din spatele meu. Cu ce mama ales în viață? L-ați văzut cumva pe zdreanță? E în baie, pune faianță. Eu sunt ăla. Adevărul e cu făina asta pe ochi. O să-mi zici zdreanță fără probleme. O să-mi zici cum vrei tu. O cumpăr altă cămașă de noapte, doamnă, dacă mă lăsa să plec și eu liniștit, să dorm și eu liniștit, că e ora 4 dimineața. M-ați alergat prin casa asta de nebuni. Vă duc la... Oh, nu vă mai duc nicăieri. Să rămână, doamnă, să rămână, să moară ce prin dacă am făcut ceva.
Doamnă? Doamnă, mai sunteți acolo, că nu vă văd. Nu vă văd bine, dar... A murit asta, băi. M-au freaca asta peste tot să mă bată noua. Mai aerobi și mai adult. Doamne, am plecat. Ia, ce se mai întâmplă pe aici? Trebuie să rezistăm până la final. Șarpini! Șarpini, tata! Tarantula, băi, era tarantula lângă mine. O simt. Gata. Am rezistat, fieden. Să spune vorba aia, trei ceasurile, nu am putut să le lepășim. Am ajuns la finalul jocului, a fost un joc interesant. M-am speriat, ce-i drept, am avut vorba aia, piele de găină, dar am rezistat. Dacă v-a plăcut, vă recomand să încercați să vedem dacă voi ați reușit, finalizați acele trei ceasurile. Până la alta, apăsați repede butonul de like, ca videoclipul să vă cât mai departe. Așa că ne vedem săptămâna viitoare. Până la alta, eu v-am plăcut. Oh, my God.